seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Marina Tauber ar putea rămâne din nou fără imunitate parlamentară după ce procurorul general interimar a solicitat ridicarea acesteia, Tauber fiind acuzată de amestec în înfăptuirea justiției. Oară este ridicată această imunitate și mai mult ca atât pentru ce? Planurile bașcanului Evgenia Guțu de a se întâlni cu mai mulți politicieni după vizita sa la Moscova sunt orchestrate de Kremlin, care ar putea încerca să creeze o coaliție pentru a contracara PAS, susține Institutul pentru Studiul Războiului. Rusia a atacat Ucraina cu 36 de drone Shahed, lovind infrastructura civilă, în timp ce ucrainenii au lovit cu drone regiunile Belgorod și Kursk. Rămășițele uneia au căzut peste o mașină, iar un om a murit. Marina Tauber ar putea rămâne pentru a noua oară fără imunitate parlamentară. Procurorul general interimar a înaintat o cerere în acest sens Parlamentului, în care a scris că de această dată Tauber este cercetată pentru amestec în înfăptuirea justiției. Astfel, organul de urmărire penală a solicitat legislativului permisiunea de a trimite cauza în instanța de judecată. Tauber a ironizat cererea și a spus că este doar o încercare de a sustrage atenția de la eșecurile guvernării. Ieri a parvenit din partea Procuraturii Republicii Moldova, unde mers, cerere privind înconștiințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber. Președintele Parlamentului a ținut să precizeze ce anume a solicitat Procurorul General Interimar. Înconștiințarea ridicării imunității parlamentare în vederea trimiterii cauzei penale numărul 202396-0048 în instanța de judecată penală în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 303 alinea 3 din Codul Penal, amestecul în înfăptuirea justiției. Marina Tauber, prezentă în plen, nu a avut nicio reacție, dar ulterior, la o conferință, a ironizat pe seama solicitării de ridicare a imunității. A câtă oară este ridicată această imunitate și mai mult ca atât pentru ce? Tauber susține că cererea a venit ca să sustragă atenția de la raportul de activitate al guvernului prezentat astăzi de Dorin Recean în Parlament. Ceea ce mi se incriminează este de râs și de plâns. Nu știu dacă dumneavoastră țineți minte ultima ședință a Curții de Apel, unde domnul Ilan Șor a primit condamnare, în care eu împreună cu susținătorii dumnealui am intrat cu megafoane. Și iată, pentru asta sunt învinuită și toată Procuratura Generală se ocupă acum cu acest dosar. Cererea urmează să fie examinată de Parlament, iar Procurorul General Interimar ar urma să vină în plen. Nu este pentru prima dată când procurorii cer ridicarea imunității deputatei Marina Tauber, dar potrivit legii este necesar ca pentru fiecare faptă imputată să fie un nou proces de ridicare a imunității. Prima dată Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară în 2019, când i se încrimina că a participat activ la devalizarea sistemului bancar, acordând ajutor grupului criminal organizat Șor. Atunci Tauber a fost reținută pentru 72 de ore, dar e liberată la scurt timp. Pe parcursul anului 2022, ea a fost lipsită de imunitate de 4 ori, iar în 2023 de 3 ori. Acuzațiile care i s-au adus atunci au fost legate de acceptarea finanțării ilegale a partidului Șor, scos în afara legii din partea grupului criminal organizat Șor, și falsificarea rapoartelor de finanțare a formațiunii în diferite perioade. De fiecare dată, Tauber a negat acuzațiile care îi se aduc. În ultimii 4 ani, Tauber a fost de mai multe ori arestată, apoi eliberată, apoi plasată sub control judiciar, dar încă niciodată condamnată în niciun dosar în care este urmărită penal. Babadochia și-a scuturat cojoacele. În mai multe localități din nordul și centrul țării a nins aseară, deși suntem la mijloc de martie. Am uia că a fost tare cald, din plovios, dar dacă Dumnezeu a vrut că în ziua e astăzi și bumăr, ia că dimineața era o lecție că s-au scuturat cojoacele. În popor se spune că de astăzi începe primăvara. Imediat la știri vedeți cum au petrecut iarna locainicii din satul Sofia din Drochia.
Locuitorii din Bulboaca și Vadul lui Vodă s-au plâns în această dimineață pe rețelele de socializare că aud bubuituri fiind alarmați. Ministerul Apărării a venit cu explicații, precizând că este vorba de antrenamente militare. Studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun desfășoară lecții practice la baza militară de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca până mâine inclusiv. Instruirea constă în executarea tragerilor de luptă din armamentul de infanterie și artilerie. Antrenamentele se desfășoară în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2024. Fostul președinte Igor Dodon primea des indicații de la Vlad Plahotniuc. Asta a declarat fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguță, care a fost audiat astăzi în dosarul Sacoșa Neagră. Dodon neagă aceste acuzații și spune că procurorii nu au probe care să îi demonstreze vinovăția. În cadrul ședinței de astăzi a fost audiat încă un martor din partea procurorilor. Fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguță, a povestit în cadrul audierilor despre relația dintre fostul lider PD Vlad Plahotniuc și Igor Dodon. Neguță însă a refuzat să răspundă ulterior la întrebările jurnaliștilor. Am făcut declarații, dumneavoastră să vă prezint. Eu am singur un dosar care trebuie să-l finisez. Consider că astăzi trebuie să mă abțin de la declarații. De ce domnul Dodon era controlat de Vladimir Plahotniuc? Acestea sunt probleme interne, nu pot să vă spun mult, dar am povestit aceea ce simțăm în Moscova. Igor Dodon, prezent la ședința alături de avocații săi, susține că martorii din partea procurorilor nu prezintă informații care ar demonstra veridicitatea acuzațiilor care îi se aduc. Eu cred că este bătaie de joc ce au făcut procurorii cu acest dosar penal și urmează de martorii care îi aduce. Toți spun că ori auză din presă, ori nu confirmă nimic din ceea ce spun procurorii. Astăzi a fost, excelența sa, fost ambasador, domnul Neguță, care a confirmat că am avut multiple întrevederi la Moscova cu domnul Putin, ceea ce este cunoscut, și a confirmat că în toate întrevederile am apărat interesele țării Republicii Moldova și nu are careva date despre finanțarea ilegală a Partidului Socialist. În cadrul ședințelor anterioare, din partea acuzării au fost audiați ex-deputatul Iurie Reniță, care a publicat imaginile în care Dodon primește o sacoșă neagră de la Plahotniuc, dar și fostul șef al Agenției Proprietății Publice, Igor Grigoriev, care este cu mătrul lui Igor Dodon și a depus mărturii împotriva lui. În total, magistrații urmează să audieze 15 martori din partea acuzării și 150 de persoane din partea avocaților. Igor Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală. Fostul președinte neagă acuzațiile și se declară nevinovat. Planurile bașcanului Evgheniei Aguțul de a se întâlni cu mai mulți politicieni și partide, în ciuda faptului că aceștia nu sunt direct implicați în politica autonomiei găgăuze, sugerează că aceste întâlniri sunt orchestrate de Kremlin, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. Potrivit analiștilor, astfel Rusia încearcă să folosească atât Comratul cât și Tiraspolul ca parte a operațiunilor sale hibride, menite să saboteze procesul de aderare a Moldovei la UE și să o mențină în sfera sa de influență. Potrivit analizei Institutului pentru Studiul Războiului, care precizează că Evgheni Aguțul nu are un background politic extins, fiind operator de telefonie și secretar al fostului partid Șor, aceasta este folosită de Kremlin ca parte a eforturilor sale mai ample de a destabiliza Moldova și de a împiedica aderarea la Uniunea Europeană. Planurile lui Guțul de a se întâlni cu mai mulți politicieni și partide legate de Kremlin, în ciuda faptului că acești actori nu sunt direct implicați în politica autonomiei găgăuze și noul legături anterioare cu Guțul, sugerează că aceste întâlniri sunt orchestrate de Kremlin și au ca scop promovarea Kremlinului și nu a obiectivelor găgăuzilor, scrie Institutul pentru Studiul Războiului, care menționează că Rusia încearcă să folosească atât autonomia găgăuză, cât și regiunea transnistreană ca parte a operațiunilor sale hibride. Guțul a declarat ieri că are de gând să discute cu Voronin Dodon și fugarul Ilan Șor, dar și cu cei de la Partidul Renaștere despre o eventuală colaborare.
Kremlinul ar putea spera să creeze și să exploateze o coaliție între Partidul Socialist al lui Dodon, Partidul Comunist al lui Voronin și diferite partide legate de Șor, cum ar fi Partidul Renaștere, pentru a contracara Partidul Pro-Occidental PAS al lui Sandu, înaintea viitoarelor alegeri prezidențiale din Republica Moldova, de la sfârșitul anului 2024 și alegerile parlamentare din 2025, mai scrie Institutul pentru Studiul Războiului. Autoritățile, dar și experții de la noi afirmă că Moscova își face pârghii de influență prin politicienii proruși. Este clar că doamna Guțul își arogă acel rol de asistent virtual domnului Șor. Ea este cumva purtător de cuvânt în sensul în care ea formulează pe teritoriul Republicii Moldova ceea ce încearcă să promoveze Șor prin social media și prin presa rusească. Scopul ei, până la urmă, după mine, este de a arăta simbolic că există regiuni din Republica Moldova care se opun integrării europene, iar Găgăuzia, în acest sens, și Transnistria sunt utilizate la maxim. Federația Rusă a arătat, deja știți cum, avem și fotografii și dovadă că miza Kremlinului în Republica Moldova sunt bandiții. Ei deja nu se mai se închisesc. Tot ce a debitat această persoană la revenire nu este nimic altceva decât instrucțiunile care le-a primit acolo, minciunile, promisiunile, așa numit, s-a zis, că gaz, că de asta, comerț. Să le aducem aminte de toate conturi, de conturi, evident, bani murdari care i-au pompat și o să încerce în continuare să-i pompeze încoace. Ieri premierul Dorin Recean a declarat că politicienii moldoveni, cum ar fi fugarul Ilan Șor, Igor Dodon și câțiva deputați socialiști au fost în Federația Rusă, care s-au perindat în ultima perioadă pe la Moscova, ar putea fi trași la răspundere pentru acțiuni împotriva statului. Evgenia Guțul a fost într-o vizită în Rusia săptămâna trecută. Aceasta a făcut o poză cu Vladimir Putin, apoi a scris că i s-a plâns președintelui rus pe autorități de la Chișinău. Vizita Bașcanului a avut loc după ce Serviciul de Informații și Securitate a vorbit despre încercările Rusiei de a destabiliza situația în Republica Moldova, utilizând autonomia găgăuză și regiunea transnistreană. Evgenia Guțul a câștigat alegerile pentru Bașcanul Autonomiei anul trecut, fiind susținută de penalul fugar Ilan Șor. Ea este cercetată penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor, scos în afara legii, și potrivit procurorului general, ar exista suficiente dovezi pentru condamnarea acesteia. La mijloc de martie, Babadochia s-a apucat să-și scuture cojoacele. A fulguit noaptea trecută în mai multe localități din nordul și centrul țării. Pe alocuri, zăpada s-a așternut într-un strat subțire, astfel că a fost nevoie de intervenția drumarilor. Potrivit meteorologilor, în următoarele zile ninsori nu se mai prevăd, iar de duminică vremea se încălzește. La Ungheni, Joldănești, Florești, Călăraș, Nisporeni, dar și în alte localități din nordul și centrul țării a fulguit noaptea trecută. Administrația de stat a drumurilor anunță că muncitorii au intervenit cu 16 autospeciale și au împrăștiat 15 tone de material antiderapant. A nins chiar în ziua în care creștinii ortodoxi de stil vechi o sărbătoresc pe cuvioasa muceniță Eudochia, sau cum se mai spune în popor, Babadochia. Tradiția spune că de astăzi începe primăvara. Am uia că a fost tare cald, din plovios, dar dacă Dumnezeu a vrut că iată și bumăc, ia că dimineața era o lecție că s-au scuturat cojoacele, deci că se scutură înainte de 14 și după 14 zile. Dar e poate l-au scuturat amutat. Baba Eudochia e parte temeiască și ei e răutăcioasă. Trebuie să o sărbătorim, nu trebuie de spalat, să facem mâncare, care și... ce are? Conform legendei, Babadochia este o reprezentare simbolică a luptei între iarnă și primăvară, iar ziua de 14 martie este considerată o trecere de la un sezon la altul. Potrivit tradiției, dacă în această zi cad precipitații, înseamnă că va fi un an rodnic și bogat. E puțină zăpadă, că se topește. Plouă și se mai topește și mai... gata, de știi că e puțin o strâns baba sub guler. Dacă e mai mult, de-am și azi și mâini, ce o scutura din cojocul.
L-a umplut cu zapadă. Înainte și spuneau, zice, încă nu a venit primăvară, când o să vii baba Odochia, de unde e baba și ei, de ce nu vine primăvară? Potrivit meteorologilor, în următoarele zile nu se prevăd precipitații. De duminică vremea se va încălzi și vom avea maxime de 15-17 grade. De duminică vremea se încălzește și vom avea maxime de 15-17 grade. Potrivit site-urilor meteo internaționale, astfel de temperaturi se vor menține până la sfârșitul lunii martie, dar și începutul lui aprilie. Odată cu încălzirea vremii, încep lucrările în câmp. Înainte de asta, agricultorii, dar și pasionații de grădinărit au trecut pe la expoziția Mold Agrotech deschisă la Mold Expo. La expoziție găsiți de toate utilaje agricole performante și tractoare moderne, dar și puieți, semințe, o diversitate de flori. Aflați mai multe în jurnal. Consiliul Superior al Procurorilor are un nou membru. Este vorba despre procurorul Mariana Cherpec, care îi va lua locul Olesei Vârlan, care a demisionat în urma anulării concursului pentru funcția de procuror general. Decizia a fost luată de CSP în cadrul ședinței de astăzi. Doamna Mariana Cherpec este membru suplant din partea procuratorilor teritoriale, actualmente exercită funcția de procuror în cadrul Procuratorii Municipiului Chișinău, oficiul principal. Eu propun să votăm anume constatarea vacanței, solicitarea detașării din funcție începând cu 18 martie. A transmis prezenta hotărâre procurorul general pentru demararea procedurilor administrative. Mariana Cherpec activează în procuratură de aproape 13 ani. Din 2010 a fost la Procuratura Municipiului Chișinău, iar din iulie 2019 până în februarie anul trecut a fost procuror responsabil de comunicare în cadrul Procuraturii Generale. Olesea Vârlan și-a dat demisia pe 4 martie, după ce nu a putut argumenta de ce i-a oferit un punctaj suspect de mic candidatului Ion Munteanu, creând discrepanță față de evaluarea celorlalți membri. Ieri a fost numit, iar astăzi noul ministru al mediului, Sergiu Lazarencu, a fost deja învestit în funcție. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc la președinție, în prezența șefei statului și a premierului, care nu a spus din ce motive a fost demisă Rodica Iordanov. Aceasta susține că decizia este una politică. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat, ulterior Sergiu Lazarencu a depus jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația. Șefa statului i-a mulțumit lui Rodica Iordanov și a atenționat că este încă mult de lucru pentru a ajusta cadrul legal din domeniul mediului din țara noastră cu cel european. Integrarea europeană presupune și acțiuni ferme pentru a ajusta cadrul legal și pentru a ajusta politicile noastre la standardele Uniunii Europene. În domeniul mediului este foarte mult de lucru, de aceea și aici vă rog să țineți cont de această prioritate și să organizați echipa așa încât să facem suficiente eforturi. Iar prim-ministrul a enumerat sarcinile pe care le va avea Sergiu Lazarencu în funcție de ministru al mediului. Creșterea accelerării împăduririi, gestionarea deșeurilor, restructurarea Valsilva și, foarte important, agenda complexă de negocieri cu Uniunea Europeană. Aceste lucruri sunt sarcina ministerului și am încredere că ministrul Lazarencu va performa în acest sens. Am încercat și astăzi să aflăm ce a stat la baza demisiei fostului ministru al mediului. Rodica Iordanov ne-a spus din nou doar că este o decizie politică cu care s-a conformat, iar purtătorul de cuvânt al guvernului nu ne-a răspuns încă la mesaje. Dorin Recean a anunțat ieri pe Facebook că ministerul mediului va avea un nou șef, deși dimineața a condus ședința cabinetului de miniștri și a ținut și o conferință de presă. Oferta a venit de la prim-ministru Dorin Recean. La începutul acestei săptămâni am primit oferta să preiau acest domeniu și am acceptat. Sergiu Lazarencu a fost deputat în Parlament din partea fracțiunii PAS, începând cu iulie 2021. Înainte de a ajunge în legislativ, acesta a fost viceprimar în Comuna Stăuceni. Lazarencu este licențiat în economie, absolvind Academia de Studii Economice din Moldova.
Tânărul de 24 de ani care l-a lăsat fără ureche pe un polițist care l-a oprit în trafic în timp ce era băut la volan a fost condamnat la 12 ani și 4 luni de închisoare. Incidentul s-a întâmplat la începutul lunii iunie anului trecut în satul Speia din raionul Anenii Noi. Șoferul de 24 de ani fără permis de conducere, nemulțumit că a fost oprit de polițiști împreună cu un prieten, a sărit la bătaie, distrugând și terminalul radio din mașina de poliție. În timp ce unul din agenții de patrulare a încercat să imobilizeze șoferul, acesta l-a mușcat de ureche. Potrivit procurorilor, și pasagerul a fost condamnat la un an și 6 luni de închisoare. Acesta însă a fost anunțat în căutare. Sezonul agricol se declară deschis, iar odată cu el a început și expoziția Moldagrotech. La Moldexpo au fost expuse utilaje agricole performante, de la motocultoare până la tractoare moderne și semănătoare cu sistem autopilot. Pentru pasionații de grădinărit, comercianții au scos în vânzare puieți, arbuști și flori. În acest sezon, motocultoarele sunt la mare căutare, susțin comercianții. Sunt mai compacte, ușor de manevrat și alimentate cu benzină sau motorină. Asta ar fi un motocultor pe benzină, care la moment este foarte întrebat, are și o freză destul de puternică. Iar pentru agricultorii care au desemănat ogoare, companiile agricole au adus tractoarele și semănătoarele de ultimă generație. Mai nou, acestea pot fi ghidate de un sistem autopilot. Noi instalăm la orice tractor pentru a face semănatul corect, pentru nu a fi probleme între mehanizator. Sistemul dat se întoarce la capăt, la dânsul poate de unit stropitoare, de făcut un computator dat care e multifuncțional. Iar pentru gospodarii casnici, comercianții au propus un fierăstrău pe benzină de ultimă generație. Asta este un fierăstrău pe benzină, un motor în doi timpi, perfect pentru o gospodărie. Vizitatorii, dintre care o mare parte erau fermieri, spun că au venit mai mult cu privitul din cauza prețurilor mari. Foarte mult tehnică, nu avem bani. Ne interesează toată gama care e prezentată, de la încorporare și până la recoltare. Și pentru că a început sezonul agricol, pasionații de grădinărit și-au dat întâlnire aici, la piața de puieți. Copaci fructiferi, decorativi sau exotici, butași de viță de vie, arbuști, dar și o diversitate de flori. Toate au fost din abundență. Avem spre vânzare copăcei de diferite soiuri, tufișuri, ca de exemplu zmeură, coacăz, zmeură copăcel și în special flori decorative multianuale. Iar camelia a căpătat tot mai mult teren în fața magnoliei pentru că s-a adaptat iernilor noastre. Sunt multianuale, deci iarna frunza nu cade jos, toată vremea virus. În început de primăvară, în martie, ele încep în flori și înfloresc toată vara. Am cumpărat pomușoare, agriș, câteva soiuri. Fie un piersic deosebit, dulce și rezistent. Este un abricos, da, de, spun așa, scoace mediu. Dar aici îi spun că e, știți, măr domnesc sau cache. Expoziția Moldagrotech de la Moldexpo va fi deschisă până sâmbătă inclusiv. Cu o zi înainte de startul alegerilor prezidențiale din Rusia, pe care Putin le va câștiga cu siguranță, acesta a îndemnat rușii să iasă la vot. Прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Проголосовать за выбранного вами своего кандидата. Ca și la alegerile precedente, Vladimir Putin se confruntă doar cu contracandidați din opoziția afiliată Kremlinului. Revenim cu mai multe detalii despre scrutinul care începe mâine în jurnal. Rușii au lansat 36 de drone kamikaze Shahed către mai multe regiuni ucrainene în cursul nopții, lovind infrastructura civilă. În Kharkov au fost lovite obiecte de infrastructură de televiziune, anunță guvernatorul regiunii, fără a da alte detalii. Autoritățile din regiunea învecinată, Sumy, au spus că infrastructura din 4 orașe a fost atacată de drone. Rușii, la rândul lor, spun că au doborât azi noapte 14 drone în Belgorod și Kursk. Кому-то не повезло.
Această mașină a luat foc după ce rămășițele unei drone au căzut peste ea în regiunea rusă Belgorod. Șoferul automobilului a murit, afirmă guvernatorul orașului, iar alți 6 oameni au fost răniți. Autoritățile locale spun că mai multe drone ucrainene au vizat orașul în această dimineață. După amiază, Ucraina ar fi lovit cu rachete regiunea Belgorod, a anunțat guvernatorul de acolo, precizând că acestea au fost interceptate, însă rămășițele au omorât o persoană și au rănit alte 3. Ministerul rus al apărării a afirmat că au fost distruse 14 drone ucrainene în regiunile Belgorod și Kursk, aflate la granița cu Ucraina. Noua rundă de atacuri vine după mai multe nopți în care Ucraina a lansat valuri semnificative de drone, vizând inclusiv instalații energetice rusești. Și rușii nu și-au încetat atacurile asupra țării vecine. Dronele kamikaze lansate noaptea trecută au lovit infrastructura civilă din mai multe regiuni ucrainene. În Harkov au fost avariate obiecte de infrastructură de televiziune. Autoritățile din regiunea învecinată Sumy au spus că infrastructura din 4 orașe a fost atacată de drone de fabricație iraniană. Armata ucraineană a afirmat că a doborât 22 din cele 36 de drone lansate în cursul nopții de Rusia. 5 au fost doborâte deasupra regiunilor ucrainene Nikolaev și Dnipropetrovsk. Între timp, pe frontul din est, unde trupele rusești sunt în ofensivă, situația este dificilă, anunță șeful armatei ucrainene. Oleksandr Sârski a precizat însă că, probabil din cauza nivelului ridicat de pierderi, activitatea rușilor în alte zone ale frontului a scăzut considerabil. Постійно, вранці, ввечері і вночі маленькими групками, буває трохи більшими групками. Ну, кидають в бой, що є. Зараз дими задимлюють, може будуть просуватися знову, пробувати. Militarii ucraineni duc o lipsă enormă de muniție, ceea ce îi face cu mult mai vulnerabili, notează Institutul pentru Studiul Războiului. Люди фізично втомлюються, морально це теж накопичується потихеньку, воно накопичується. Вони кожен день зараз, скажімо так, пробують прорвати нашу оборону. Analiștii spun că ucrainenii sunt nevoiți să decidă care sunt sectoarele cele mai amenințate de operațiunile ofensive ale Rusiei, iar asta ar putea crea vulnerabilități în alte părți pe care forțele rusești le-ar putea exploata pentru a face progrese bruște și surprinzătoare. Жалко хлопців, які типу там за цей кусочок поляли. Маленькі, невеличкі. Totodată, Ucraina a suferit o lovitură grea asupra aviației sale. Ministerul rus al apărării a publicat imagini cu distrugerea a 3 elicoptere ale aviației ucrainene. Rușii au folosit mai întâi bombe cu dispersie pentru a lovi elicopterele aflate în câmp deschis și le-au distrus ulterior cu rachete de precizie. Uniunea Europeană a decis să acorde Ucrainei un ajutor financiar de 5 miliarde de euro în scop militar. Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE au convenit asupra revizuirii fondului de asistență în cadrul unei reuniuni la Bruxelles. Asta după luni de dispute în care Franța și Germania au fost în centrul dezbaterilor. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a adăuga 5 miliarde de euro la un fond destinat să finanțeze achiziționarea de arme pentru Ucraina. Decizia a fost luată după săptămâni de negocieri în fața opoziției Franței și Germaniei. Russia is evidently preparing for a long conflict with the West and prepared represents a permanent and essential military threat to Europe. If we, as United Europe, fail to respond sufficiently to this challenge, the coming years will be filled with danger and the looming threat of attack. Parisul dorea garanții că armele finanțate de fonduri europene vor fi din Europa, iar Berlinul își exprimase rezervele față de acest mecanism european, preferând ajutorul bilateral. În același timp, cancelarul german Olaf Scholz și-a reafirmat opoziția față de trimiterea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune în Ucraina. El a declarat acest lucru în timp ce răspundea la întrebări în Parlamentul german. Aus meiner Sicht ist das eine sehr weitreichende Waffe. Diese Waffe könnte angesichts der Bedeutung, dass man
die Kontrolle über die Ziele nicht verlieren, darf nicht ohne den Einsatz deutscher Soldaten eingesetzt werden. Das lehne ich ab. Und Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben. Scholz se află sub presiune atât pe plan intern cât și din partea altor lideri europeni pentru a-și schimba poziția. Pe fondul dezacordului din Europa cu privire la nivelul de sprijin militar pentru Ucraina, Scholz i-a invitat vineri la Berlin pe președintele francez și pe premierul polonez la discuții. Emmanuel Macron și Donald Tusk se numără printre cei mai înfocați susținători ai livrărilor de arme către Kiev în cantități mari, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune. Cu o zi înainte de începerea alegerilor prezidențiale din Rusia, care în premieră vor dura 3 zile, Vladimir Putin a îndemnat rușii să meargă la vot. Astfel, creând o iluzie că oamenii pot alege, deși nimeni nu pune la îndoială câștigul lui Putin pentru al 3-lea mandat de 6 ani. Secții de votare vor fi deschise și pe teritoriile ucrainene anexate ilegal, unde oamenii au votat deja anticipat, desigur în prezența militarilor înarmați. Rusia se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Pentru prima dată, alegerea unui șef de stat va dura 3 zile, între 15 și 17 martie. Nimeni nu se îndoiește că Vladimir Putin, care candidează pentru un al 3-lea mandat de 6 ani, va câștiga. Astăzi, într-o adresare video, Putin a îndemnat rușii să meargă la vot, într-o iluzie că își pot alege viitorul. Прошу вас прийти на вибори і виразити свою гражданську і патріотичну позицію. Проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России. Putin a redus la tăcere mulți opozanți, inclusiv prin legi care impun amenzi sau pedepse cu închisoarea pentru disidență. La alegeri se mai prezintă alți 3 candidați. Toți sunt susținători ai lui Putin. За кого? Это моё личное дело. Нет, конечно, что за действующего президента. А почему? Ну, потому что коней на переправе не меняют. Процессы у нас идут глобальные, серьезные, и их надо завершать. Путин și-a construit campanie electorală pe promisiunea de a-și îndeplini obiectivele în Ucraina. A vorbit despre războiul pe care l-a declanșat ca despre o luptă cu Occidentul pentru supraviețuirea Rusiei și a cetățenilor săi. Puțini sunt cei care îndrăznesc să ceară încetarea războiului pe care Kremlinul îl numește o operațiune specială. Ну, больше такие какие-то житейские, конечно, хотелось бы, чтобы могли ездить отдыхать, чтобы СВО закончилось. Sunt însă și cei care nu vor să voteze. Я не собираюсь. Ну, как бы, мне кажется, уже все решено, в принципе, за нас. Секции de votare vor fi deschise și pe teritoriile ucrainene anexate ilegal, Lugansk, Donetsk, Herson și Zaporojie. De asemenea, Comisia Electorală din Rusia a anunțat că aproximativ 2 milioane de alegători aflați în orașele ucrainene sau peste hotare au votat anticipat. Aceste imagini arată cum a avut loc asemenea vot într-un sat din Donetsk. În clipul video vedem un soldat înarmat și o bătrână cu buletinul de vot în mână. Comisia Electorală din Rusia a precizat că au fost tipărite circa 114 milioane de buletine de vot. La rândul său, opoziția rusă caută modalități de a se împotrivi regimului. Văduva lui Alexei Navalny, Iulia, i-a îndemnat pe ruși să meargă la urne pe 17 martie la prânz și să voteze împotriva lui Putin. TikTok se află la un pas de a fi interzis în SUA, asta după ce Camera Reprezentanților a votat o lege prin care impune proprietarul chinez al aplicației să vândă rețeaua. În caz contrar, urmează să se confrunte cu o interdicție totală. Washingtonul invocă motive de securitate națională pentru că datele utilizatorilor americani ajung la guvernul chinez. Oficialii de la Beijing neagă însă acuzațiile. Platforma TikTok este deținută de compania ByteDance cu sediul în Beijing și este un instrument folosit de Partidul Comunist Chinez, spun americanii. The priority here though is national security and again Chinese access to millions of Americans' minds. Camera Reprezentanților a votat cu o majoritate covârșitoare un proiect de lege prin care se urmărește interzicerea aplicației la nivel național și este doar primul pas. Senatul va trebui de asemenea să aprobe măsura. Dacă legea va ajunge pe biroul președintelui Biden, acesta a spus că o va promulga. Acest lucru nu poate fi
Dacă proiectul de lege va fi adoptat, compania mamă ByteDance va avea la dispoziție 6 luni ca să vândă platforma TikTok. Dacă nu o va face, magazinele de aplicații, inclusiv Apple App Store și Google Play, vor avea interdicție din punct de vedere legal să mai găzduiască TikTok sau să furnizeze servicii de găzduire web pentru aplicațiile controlate de ByteDance. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses. It will put more than 300,000 American jobs at risk, and it will take away your TikTok. We know how important TikTok is to all of you. Biden și Trump au însă nevoie de simpatizanți tineri pentru a ieși la vot în noiembrie. Mulți dintre ei sunt foarte puțin implicați în politică, dar asta nu este neapărat în avantajul președintelui Biden, care s-a declarat pentru interzicerea aplicației. Aplicația are în total peste 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Daniela. Ia spune-mi, te rog, care e aplicația pe care petreci tu cel mai mult timp? Rețeaua de socializare, mai bine zis. Am știut că o să mă întrebi asta. Ah. Am știut. Am vrut eu să te întreb, dar zic, dar nu vreau să mă leg de această știre, că vorbeam acum cu colegii că și eu aș fi pentru interzicerea acestei rețele. Așa? Și în Republica Moldova. Eu folosesc mai mult Instagram, cred. Instagram. Bun. Da. Dacă te așteptai la această întrebare, hai că urmează alta la care nu te aștepți. Nu, dar spune-mi și tu pe care o preferi și pe care stai mai mult. Facebook, Instagram. Eu nici n-am cont de TikTok și n-am intrat niciodată, că ai nevoie să te loghezi acolo. Așa că da. Deci, vrei o întrebare la care nu te aștepți? Hai, te rog. Ce culoare au sarmalele? Dar nu știu. Știi, pot fi de culori diferite, apropo. În funcție din ce sunt făcute, știi? Adică în ce sunt învelite. Da, dacă-s din... Pot fi verde din ăsta cachi, da? Dacă-s din frunză de vii. Ok. Nu, hai să zicem sarmalele din frunză de varză. Dacă din varză. E din varză proaspătă, poate fi un verde din ăsta proaspăt, știi? Așa. Așa, un fel de verde pal. Dar dacă din varză murată, iarăși contează prăjitura. Uite ce bucătărie facem noi. Asta se numește filozofia sarmalelor. Da, exact. Facem filozofia sarmalelor. Doamne. O întrebare care mi s-a părut tare curioasă, să știi, și de mult voiam să ți-o adresez. Iată că a venit și ziua asta. Bun, am râs un pic. Curios, hai. De unde ți-a venit inspirația? Să știi că am plagiat. Ai plagiat? Da, sigur, am văzut, stai, unde am văzut eu? Am văzut la Smiley, interpretul din România, cineva îl întreba ce culoare au sarmalele. Da, și curioasă, mi s-a părut, trebuie să caut răspunsul. Mi s-a părut o întrebare explozivă. Sunt curioasă și eu, dar eu credeam că ai sarmale astăzi la emisiune și n-am. Încerci să faci o legătură. Nu, nicio legătură, apropo. Ce Bun. Avem azi la emisiune, să vă zic, continuăm să celebrăm această lună a femeilor și discutăm tot despre femei. Vom vedea astăzi 3 generații de femei într-o sesiune foto. Multe dintre noi au primit multe flori pe 8 martie și cred că la foarte multe dintre noi a apărut și un sentiment de regret pentru că nu putem păstra florile decât câteva zile, așa că astăzi venim și cu niște sfaturi despre cum să îngrijim florile ca să țină cât mai mult. Ne întâlnim și cu o interpretă care ne aduce o piesă dedicată tot femeilor, așadar vă aștept la O Seară Perfectă. Anișoara, îți mulțumesc, noi continuăm jurnalul. A fost o bucurie mare la delfinariul din Constanța, unde a venit pe lume un pui de delfin. Baby este rodul iubirii dintre Cencen și Veteroc, un mascul care a fost evacuat din Ucraina în primele zile ale războiului. Puiul, care are acum 6 zile, se simte foarte bine și este iubit și protejat de toți delfinii din bazin. El este primul delfin născut viu în captivitate la delfinariul din Constanța. Născut pe 8 martie, Baby a fost prezentat lumii. Veterinarii de la delfinariul din Constanța nu și-au dat seama că mama lui, Cencen, era însărcinată, iar nașterea i-a luat prin surprindere. Cum Cencen este delfinul rotunjor de care toată lumea spune, vai ce gras e, cu atât mai puțin nu ne-am dat seama că are o deformație a corpului. Activă până în ultimul ceas. Antrenorii au rămas muți de uimire când au văzut puiul de delfin în bazin lipit de mama lui și înconjurat cu blândețe de ceilalți delfini.
De atunci, mama Chen Chen stă numai lângă puiul ei, pe care îl învață să respire și să înoate. Prima lună este extrem de importantă în dezvoltarea plămânilor. Pe primul loc în viața ei este puiul, bineînțeles. Noi încercăm să o sprijinim pe cât de mult putem. I-a mărit rația de hrană, trebuie să o ajutăm să fie sănătoasă, să producă lapte în continuare pentru puiuți. Mama Chen Chen are 18 ani și a fost adusă din China în urmă cu 14 ani. Tatălui Baby este un mascul din Ucraina pe nume Veteroc. Acesta a fost evacuat din delfinariul din Harkov, lovit de ruși încă în primele zile ale războiului. În urmă cu 7 luni, Veteroc, alături de alți 4 delfini, a revenit în Ucraina. Și atunci când mama este româncă, iar tata ucrainean, apare întrebarea: care este cetățenia puiului? Cetățenia română, bineînțeles, da? Puiul, bineînțeles că e român. Pentru puiul de delfin urmează o perioadă de adaptare. Tocmai de aceea, spectacolele se vor suspenda pentru cel puțin 30 de zile la delfinariul din Constanța. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!